Hai să salvă băieți și bine ați găsit la un nou videoclip. Astăzi avem din nou Brawl News, să vedem ce meme-uri se mai fac, ce player-uri mai sunt pe acolo. N-am mai făcut seria, cred că de vreo 2 săptămâni, din cauza update-urilor au fost prea multe videoclipuri pe care le-am filmat. Așa că apăsați butonul de like să faceți cu mai multe, să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, iar noi, haideți să trecem la video. Cel mai rapid match. Bun, având în vedere că e și pe harta asta care este destul de pasivă, adică foarte pasivă. Ce ultă frumoasă! E extrem de pasivă harta asta și în ceată. Bine, asta poate la trofee mai mari, dar prima rundă chiar a mers foarte rapid, la propriu. Au unul de că este și knockout. Ia, le mai dă o triple ultimată. Buf, s-a băgat în amândoi, nice. L-a omorât și pe ăla cu Nita. Bă, chiar a fost rapid, chiar a fost destul de rapid. Rapid. It's so good to stack up these rewards. Ce-i drept, e drept. Reward-urile astea sunt o prostie de la Brawl Pass, din finalul. 50 de gold, 20 de powerpoints-uri și 5 din astea. Mă, sincer, să fiu cu voi, nici acum nu le-au schimbat și nu știu exact de ce, pentru că sunt cele mai oribile reward-uri. Abia de faci ceva. Efectiv, sunt useless rău de tot. Și apare nici din Brawl Pass-ul ăsta nou, tot nu le-au schimbat. Dacă stai să o iei logic, fiți atenți. Stați așa să dau aici puțin, că aparent băiatul meu a pus mimuri și așa mai departe. Deci vedeți și voi 50 de gold, 20 de powerpoints-uri, 5 credite. Înainte era 145 gold, parcă 50 de powerpoints-uri, 25 de credite. Gândiți-vă că în comparație cu luai 100 de reward-uri, bonus reward-uri din astea, da? Era aproape 15 ca gold, 5000 de power, mă rog, 2000 de powerpoints-uri, ceva de genul, sau nu mai știu cât era, mă rog, sau 5000 de powerpoints-uri, oricum se merita, mă, deci efectiv se merita acolo cât de cât să le strângi, iar astea sunt o porcărie totală. Cel mai deștept Mortis. Probabil că mai e și ironic, dar dacă te duci cu toate gemurile și mori și le și dai meciul, dar nu cred că are cum, sau ia uite-l pe Spike ăla cum vine cu... Bro, cu Mortis nu te bagi într-un Spike cu Hypercharge. Oh, wow. Da, chiar a reușit imposibilul. Hypercharge moment. Ia. Presu... A, e Shelly adversară. Wow. I-a blocat toată ulta și hit-ul cu Buster. Și după care a și murit. Bă, hai că a fost mișto. Adică... Bă, nu știu cum de nu l-a omorât. Are foarte mult HP. Dar i-a dat-o bine, sincer. Ultimata aia a fost super, super bună, la propriu. Chiar a fost prea bună pe Buster. Clutch play. Avem calitate pe plus, dar tuturor ne plac playerurile clutch. Ia uite că și-a revenit și calitatea. Ok, 5 versus 12. A, e și duo. Fii atent, fii atent, fii atent. Cred că Quick e mort sau? De ce nu ia power up-ul ăla? Ultimata, nu, da, era mort cu echiper, ok. Au 6 versus 12, în mod normal n-ar trebui să... A dat troma ăla, sau? N-a murit. N-a murit! Nu te cred că câștigă meciul ăsta. Wait, what? Pe bune? Lol, mamă, ce damage a dat acolo! Și a dat și slow la Chester, fii atent. No way, n-ai cum să câștigi meciul ăsta, bro. Au dat throw imens adversari, what the heck. Oricum, frumos play din partea lui Squeak, chiar a jucat-o super, super bine. Tier 70 skins, gen un tier list, what? Deci, avem skinurile aici în S tier, ok, cu Janet sunt de acord, hai și Colette, Mandy nu prea, nici Surge, în A să fie Buster, care Buster zice că e mai mult default. Gale-ul e oribil. Gale-ul e oribil, n-are ce căuta în B, probabil în D sau F. Și ce caută Gold, dar gen aia cu Bell, dacă vedeți aici Bell, n-are ce căuta în D. Bell e A sau S cel mai probabil. La fel și Ruffs, care ar trebui să fie mai sus. Fang-ul, la fel Sam. Bă, nu prea sunt de acord cu lista asta. Sincer să fiu, nu prea sunt de acord. Poate fiecare are preferințe diferite, dar nu prea sunt de acord cu lista asta. Never give up. Ce se bate spi cu pi cu pe aici. 800? Nu, no way. Le dă combe cu 8 pe piatră dacă nu. Dar nu le putem vedea procentajul la adversari.
Mamă, deci orice hit, efectiv orice hit omoară Saiful ăla. Nu te cred că le dă comeback. 23 de K, no. N-ai cum să dai damage-ul ăla, sau? Bro, what the heck? Pe bune? A dat 23 de K în 3 secunde, 4. Da, power 11. Buff, 5% pe fiecare level, super. Bonus rewards, nerf is really harsh. Ce-i drept e drept, toată lumea, adică am văzut foarte multă lume care se plânge de treaba asta cu reward-urile și se aștepta să le schimbe din noul sezon, dar aparent le-au păstrat tot așa cu 50-25, care dacă ați terminat deja PES-ul, să știți că nu mai merită să vă faceți misiunile, adică efectiv aveți un bonus foarte, foarte mic, pe lângă bonusul din sezoanele trecute, din 17 respectiv. Vedeți și voi, 145, 42, 25, chiar se merita, era cât de cât ok, nu era exagerat de mult, dar totodată eu zic că dacă erai foarte activ, îți puteai lua niște reward-uri chiar ca lumea, adică dacă făceai 100 de bonus reward, vezi că băiatul ăsta a făcut 125, 125 însemna mai vreo 16 ca gol, ceva de genul pe acolo, PowerPoint-uri, o grămadă, credite, deci chiar era ok reward-ul înainte, nu știu exact de ce au umblat la treaba asta, mai mult hate și au. Suntem toți de acord că star drop-urile au nerfuit progresul? În continuare, lumea se plânge de star drop-urile astea pentru că sunt destul de aiurite. Acum iei o grămadă de rare sau cel puțin, nu știu, mie personal mi se întâmplă să iau foarte, foarte multe rare. Efectiv, iau câteva zile la rând doar rare sau eventual super rare, epicele, nu știu, nici nu se poate pica mai nimic din epice, mitice foarte greu. Foarte multe token double-uri, pentru un motiv sau altul, am cred că vreo 5.000 și n-am ce să fac cu ele pentru că sunt useless, ce-i drept. Sau mai primești câteodată un pin din ăsta, stai, da, câte un pin, care hai să zicem că e ok, pinul chiar e ok față de alte reward-uri, dar pur și simplu e extrem de enervant să tot iei rare, să iei token double-uri, e aiurea rău de tot și lumea chiar se plânge, dar e și ceva normal. Charge Concepts. Avem câteva idei de hypercharge-uri. Pentru bow, minele sunt 33% mai largi și se mai adaugă o mină, 4.000. Ăsta chiar ar fi bun, sau nu știu, chiar ar fi decent, cred. Ia, pentru gin, ultimata o să lase un trade de foc și greză brawler. What the heck? Ce te-ar ajuta chestia asta? În fine, lasă o dâră de foc ca și gadgetul lui Carl, ceva de genul când îi mergi pe cineva. Probabil că îi dai foc sau altceva, nu știu, ăsta nu prea pare atât de folositor. Ia, pentru Rico. Ultimata are mai mult range și dă de mai multe ori, de două ori mai multe gloanțe decât dă acum. What the heck, hai că ăsta deja cred că ar fi puțin OP. Ultimata de aia dai rup tot. Plus damage-ul adițional care ți-l dă. Iar pentru Tara, ultimata lasă o dâră de foc care marchează obstacole, expense obstacle, ce mă? Chită damage la obstacole, na, nu, nu știu, ori, praf pe gândi, super, leaves burning marks and expense obstacle damage. Probabil se referă la, nu știu la ce se referă aici, sincer, abar n-am. Ah, îmi dă creierul eroare. Păi cam atât pentru astăzi, eu nu-l sper că v-a plăcut și desigur, noi ne revedem mâine cu un nou videoclip, să aveți o zi sau o seară faină, depinde când vedeți acest videoclip, numai bine, pa, pa!